salutare toată lumea, bine ați venit la vlog. Wow, de mult n-am mai postat pe canal, așa că am zis și eu să postez. Este ora 4 și un sfert, știu. Eram și eu un pic ocupat cu treburi. Și da, sper că aveți o zi frumoasă. O să mă duc în militar, să mă distrez cu băieții, că nu prea am mai fost acolo de când am făcut ultimul vlog aproape. Da, ce faceți, cum vă este ziua? Sper că aveți o zi frumoasă. Eu am avut niște treburi și abia acum m-am eliberat și mă duc singur în militar, nu n-am pe nimeni. Da, o să mă duc în militar, o să mă joc cu băieți și o să văd ce filme și eu pentru voi, că până acum e plictisitoare ziua. Exact cum vedeți, sunt singur, plictisitor pe drum, da. Așa că când o să ajung în militar, o să vă spun, sau dacă văd ceva interesant. Ca de obicei și la mulți ani în România, pentru români. Mamă, cum e să fun. Am ajuns în militar, sunt deocamdată la școală, unde e tare, foarte tare aici la școală. Și da, o să-i aștept pe colegi, este 5:30, mai au 10 minute până ies. Cum vedeți, asta e curtea școlii, asta e școala. Cum vă arăt eu mereu în vlogul ăsta. Da, o să văd cine este și o să filmez, presupun. Da, sfârșit, ține mă ăsta. Avea... Mamă, da, a fost telefon. Avem minge, mergem și noi, l-am luat Alex. L-am luat tare și acum mergem și eu. Mini boxer. Asta e o nouă mini boxer care e foarte tare. Tare rău, vă credeți. Vreau să vă spun o chestie. Vă văd codul de glisură aia pe 50 de lei. Cine vrea, oricum. Da, și că își vinde contul de Clash Royale. Dă-mi și mie detalii de cont. Mai dăm detalii. Arena 10, Arena Mega 10, Knight. Mega Knight. Aproape... Cât legendare? Păi am aproape toate în afară de prințesa și Sparky. Mamă, are toate legendare în afară de prințesa și Sparky. Dacă vă interesează un cont care e chiar OP, da, costă 50 de lei. Contactați-mă. Contactați-mă pe comentarii, în secția de comentarii și o să-l contactez eu pe Alex și o să ia-s contul, dar 50 de lei costă. Și Alex face super scheme. Și face scheme foarte tari cu mingea. Da, știi, cu toate mea deștele. Ii uite. Stau sus, răsa. Ia uite. Vrei să vă arăt cu degetul mic? Ia, cu degetul mic. Băi, ești deget mic, oameni buni. Da. Deci, da, acum o să mergem să ne distrăm. Da, o să mergem un pic să ne jucăm și... O să vă văd foarte curând. Bate cameră. Pa. Asta e mingea care a jucat cu ea Messi. Da. E din FIFA, e originală. Păi, uite-te și se tu. Pare că e folosită. Ia uite. Nu. Ca lume. Dacă tu crezi că e folosită, nu te înșeli. Nu știu. Nu, nu e folosită, uite. Deci, da, mamă, uite-o. Nu vine să cred. Fii atent. O vezi pe asta? Da. Una, două, oh, trei, fucking hell. Patru. Champions League. Adidas, champion, mamă, oameni buni, asta e o minge chiar care merită. E nouă și încă nici cine măcar ce? Nu a fost folosită, e nou. Să fie asta folosită, mă, băi, mamă, o să ne jucăm un pic fotbal, nu cu mingea aia, e minge originală. No. Avem altă minge. Da, o să vă văd curând după un meci tare de fotbal. Ia să văd. Alex m-a pus să filmez tipul ăsta. Respect. Ca să vedem unde merge mingea. După cum vedeți, terenul ăsta e foarte, foarte mare. Mare, ce mere. E mare rău, e o parcare, bine. Eu o să încerc să alerg după minge. Hai, dă-i. Mama! După cum vedeți, să alerg. Mamă! Mamă! Mamă, știți? Alex e chiar acolo. Unde-i tractorul ăla. Da, hai să vă arăt cât de mare. Ăsta-i tot terenul. Uitați, ăsta e o camionetă întreagă. Mamă, ăsta-i mai. Ăsta-i de 3 ori cât mine, ești nebun?
Mamă! Hai că vă e, salutare, da. Gata, mă? Da, fac doar un vlog. Ok, deci n-am jucat fotbal, e foarte rece, abia dacă îmi pot să-mi mișc degetele. Eu sunt foarte călduros. Da, el e foarte călduros. Și eu la fel, dar degetele. Dacă și-au ăștia afară, în 5, știi cum jucam în 5 și da, ți-am zis eu, mă, că trebuie să vină. Am ieșit doar noi trei, nimeni n-a vrut să mai iasă, așa cred că e mai bine, da. N-au vrut să mai iasă proștii ăia de copii. Iată, live! Când vii la mine acasă? Când de Revelion? Când e Revelion? Nu știu când e Revelion! Când e Revelion? Revelionul cade într-o duminică. Într-o zi de duminică să vii la mine. Bine, ok. Și facem live, ne distrăm, bem și poate să ne iese FELAUT! Revelion vlog nou! Ok, deci o să fac... Și dați-i cu petarde! Oooo, shit, era să vă uit. Astăzi am fost la Dragon dimineața, cum v-am zis mai devreme, și am fost un box de petarde la 15 lei, ceea ce e foarte tare, da. Acum am jucat un fotbal așa un pic și acum mergem în parc să ne distrăm. Acum suntem aici, sunt cu Alex și cu Dani. Da. Deci mergem acum la... Cancer. Se spune acum. Cancer că da, are mult cancer în ele. În fine. Mergem acum, jucăm, mai stăm adică un pic. Și da, o să vă văd curând. Salutare. Sunt în parc. Fetele s-au dus. Toată lumea s-a dus, Alex, Dani, da. Sunt cu Leo. Salut. Care e un tip de treabă și o să vă las canalul lui de YouTube în descriere și l-avem pe cu. Cookies! Aici! Stai cookie, oameni buni! Asta e animalul Alexandra. Alexandra e o fată care acum vine și Eda, fata aia e sora lui. Pune și ei canalul în descriere. O să spun canal. Leo Gamer, Leo Gamer, nu? Da. Leo Gamer, oameni buni, abonați-vă. Da. Și o să vă văd curând, efect, bă, ești nebun. Da, o să vă văd foarte, foarte curând cu un... De fapt, o să vă văd curând când o să scap de aici. Salutare. Nu știu cât e ceas, cred că e 9:30 sau chiar 10 fără. Și sunt chiar pe stradă aici. Mă duc înspre hotel. Mamă, e frig rău. Trebuie să aveți mâna și la mine, mi-a îngățat mâna. Am stat în autobuz și abia acum am ajuns. Da. Și o să mă duc la hotel. Sper că ați avut o zi frumoasă. Și mă duc acolo la hotel, o să stau liniștit. Și o să încerc și o să filmez reacția lui fratul meu la mingea aia de fotbalul lui Messi care a jucat. Da, astăzi, sincer, nu prea a fost cine trebuia să fie. Am stat un pic dimineața la Dragon. Apoi am stat în hotel. Apoi am ieșit cu băieții. Și da. Am stat un pic și acum sunt acasă. Cred că o să mănânc ceva. Stau un pic și mă descarc. Mă duc să dorm, da. Așa că sper că v-a plăcut mult live-ul ăsta. Chiar dacă vlogul ăsta sunt un pic mai... Sper că v-a plăcut vlogul. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să vă uitați la Leo, Leo Gamer. O să pun link-ul în descriere. Vă rog să vă uitați că tipul ăla e de treabă. El nu cred că mai face mult gaming, el face gaming sau vloguri. Nu prea mai făcut pentru că i s-a spart telefonul, da. O să facă și el, da. Vă rog, lăsați un like, abonați-vă și dați share mai departe, să arătați prietenilor voștri, da. Și o să vă văd foarte, foarte, foarte curând cu un nou vlog de la mine și uuuuut! Hai! Ce? Fotbal, ninge! A cui e? A lui Dani? A lui Dani, asta e mingea lui Dani. Nu cred. Ba da! E mingea lui! Ați jucat fotbal azi? Da! Și nu mă... A dus mingea, n-am jucat cu minge că e nouă. Ce zici? Și nu cred că... Da, a zis cum ar fi să se o aducă, Dani. Ai să o vrei? Nu, lasă, eu lui comentă. Bă, Dani, ai răspunsul tău. Asta chiar nu-i vine să crede că are mingea. Asta
chiar a jucat cu ea. Da. E din Argentina și... Uite, mă, are toate logurile, are de toate. Gata, închide, că mâine vezi. Wow!